De la București, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Mircea Dogaru, spune că de o vreme, unii dintre pensionarii militari și-au primit drepturile bănești diminuate. Potrivit lui Dogaru, de o lună de zile, pensiile scad continuu, fără ca cineva să poată spune din ce cauză. Pensiile militare nu mai există, sunt ajutoare sociale. Acestea au fost scăzute cu 18,69% la toată lumea cu data de 1 ianuarie 2011, datorită faptului că ne-am demonstrat în justiție, dar în Alta Curte de Casație și Justiție, că operațiunea anumită recalculare s-a desfășurat ilegal, deciziile alea au fost considerate nule de drept. La majoritatea li s-au redus veniturile cu numai o treime. Vestea că în țară pensiile militarilor sunt din nou diminuate a ajuns și la urechile rezerviștilor din județul Mehedinți. Militarii n-au contribuit niciodată pentru pensii. Noi am fost în solda statului român. Consider că acest mod de a recalcula pensiile nu avea tangență cu armata română. Diminuarea pensiilor, bineînțeles că va afecta bugetul fiecăruia dintre noi. Situația militarilor este mai mult decât încurcată. Mai întâi au apărut zvonurile potrivit cărora îi așteaptă noi tăieri de pensii. Apoi a fost dat publicității un comunicat de presă, prin care se anunță revenirea pensiilor la valoarea din decembrie 2010. Potrivit acestui document, un proiect de lege va fi aprobat peste câteva luni și va salva situația haotică a pensionarilor militari. Proiectul de lege care s-a întocmit va fi discutat și aprobat în Camera Decizională, care este Camera Deputaților, iar în luna iunie, cel mai târziu, pensiile diminuate vor reveni la nivelul lunii decembrie 2010. Problema pensiilor militare se va lămuri cel mai probabil după 18 aprilie, când va avea loc la București ședința Biroului Permanent Central al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere. Totuși, abia în iunie, militarii vor ști dacă într-adevăr va fi aprobată legea pentru revenirea pensiilor la valoarea din decembrie 2010.